Salut și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal minunat. Eu sunt Unrealbyte, bine v-am găsit la episodul cu numărul 19 din EFC 24. Noi vom continua desigur care am lăsat cu Liverpool în Premier League și na, începe, zic, în continuare. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că ați deja și să apăsați clopoțelul pentru mai multe notificări. Noi suntem în luna ianuarie, unde putem să facem transferuri. Bugetul este totuși destul de mic, deci nu cred că vom reuși să facem un transfer destul de bun la echipă. În momentul de față, echipa arată prea bine și la defensivă. Avem fundaj destul, avem și fundaj stânga de rezervă și fundaj central de rezervă și mijloc și atac de rezervă, ba chiar și pe bancă mai avem câțiva buni, Elliot și cu Van de Berg, dar și primul 11 chiar e des foarte, foarte bun. Următorul meci este în Premier League contra la Newcastle. Așa arată echipa, v-am arătat de multe ori, însă data asta joacă Tonali și Alaba, parcă episodul trecut n-a jucat. Și în ce meci în Premier League contra la Newcastle, hai să vedem dacă putem să-i bate și să obținem 3 puncte. Și Salah la distanță, însă prinde foarte bine acolo Pope. Haideți să vedem un corner foarte bun la Jota. Jota nu reușește, este fault. Se pare că va fi penalty. Ok, interesant. Haideți să vedem iar faultul. Jota sare destul de bine, se bagă fundașul, nu știu cum. Dar important e că primim fault și primim penalty. Haideți să vedem. Salah are șansa să înscrie primul gol. Haideți să vedem. Și șutăm în stânga și înscriem foarte, foarte bine. Înscriem primul gol în minutul 11. Mohamed Salah ne pune în avantaj. Revedem faza, foarte bine acolo, se mișcă Salah și șutul este foarte bun. Portarul n-a nicio șansă. Și Salah, concentrare bună! Ce șut bun de la Theo Hernandez, însă nu reușește. Ar fi fost unul de cele mai frumoase goluri. Vine și centrare bună la Jota, șutează în prima, însă peste poartă. Ce centrare bună la Diogo Jota. Salah, parșatul, însă pe lângă poartă. Cum a putut să rateze? Și se termină și repriza totodată. Oh, ce fault acolo de la Van Dijk. Haideți să vedem. Primește cartonașul galben la un fault foarte puternic. Revedem faza, Van Dijk se bagă fără nicio milă la picioarele jucătorului și rupe picioarele. Și Musiala cu un trivela foarte bun. Ce scoate acolo Pope. Incredibil cum a putut să o scoată pe aia. Da, și face schimbări pentru a mai roti squad-ul. Avem nevoie de prospețime în teren. Isaac are șansă foarte bună acolo să marcheze, însă este penalty. Este penalty, nu pot să cred. Konate faultează în careu și se pare că minutul 75 Newcastle primește penalty. Primește un penalty, haideți să vedem, suntem în stare să salvăm. Și este sus, nu mai este jos ca atât scută, wow. Ok, revedem faza, foarte bine acolo plasează Isaac și nu îi dă nicio șansă la Alisson. Crezi că o să șuteze jos. Gakpo șutează însă apra acolo, bine, Bob. Și Konate șutează, înscrie. Reușește Konate, fundașul nostru care a făcut faultul respectiv prin care le-a dat șansă Newcastle-ului la penalty. Dar de data asta se revanșează și înscrie. Revenem faza, pasă bună la sobă la Diogo Jota. Konate reușește acolo să se învârte destul de bine și de la penalty marchează și el. Fix de la penalty, apare pe acolo. Dar Pop n-are ce să facă în fața porții, n-are cum să o salvezi. E ultima șansă pentru Newcastle, pare că este fault. Haideți să vedem, minutul 94. Tonali este la balon. Alaba, cred că o să bată. Alaba bate însă mult peste poartă. Wow, ce șut puternic, n-am avut treabă cu poarta, a dat-o peste teren. Da, și reușim să câștigăm meciul 2-1, foarte, foarte la limită. Dar 3 puncte sunt binevenite și reușim să câștigăm. Următorul meci este în Emirates FA Cup, un meci important pentru că vrem să câștigăm acel trofeu. Asta este contra Fulham, deci cred că o să las doar fazele interesante. O să joc, că nu pot să mă risc să pierd meciul. Da, și se dă star la meci, haideți să vedem, poate reușim să câștigăm rapid. Diogo Jota cu un power shot, nu reușește acolo să scrie, din păcate. Și Vini din fața porții, n-avea cum să rateze. Vini deschide scorul în minutul 40. Revedem faza, combinație de pase în careul adversarilor, foarte bună. Vini apare dintr-o dată și marchează. Diogo Jota, șansă foarte importantă. Șutează și înscrie golul al doilea din acest match. Diogo Jota reușește în minutul 56. Diogo Jota foarte bine plasată, însă nu reușește. Vini cu un voleu bun, însă este apărat. Diogo Jota nu reușește. Da, și să trec meciul, reușim să câștigăm cu 2-0 și să mergem mai departe în Emirates FA Cup.
Ce se întâmplă? Oh, se oferă Manager of the Year. Haideți să vedem cine va fi. Jurgen Klopp, desigur că este Manager of the Year. Bravo, Jurgen Klopp. Următorul meci este un meci foarte important pentru că jucăm în semifinalele FA Cup, adică Carabao. Aceasta este echipa lui Manchester United, o echipă foarte bună. Este printre cele mai importante meciuri pentru că vrem să câștigăm acel trofeu. Aceasta este echipa noastră, echipă foarte, foarte bună, care de-a lungul timpului de când am început noi cariera, ne-a ajutat foarte mult și am făcut multe schimbări la ea. Este pregătită pentru meciul de genul. Hai să vedem ce se va întâmpla. Da, și ce meciul în Carabao Cup, semifinale Carabao Cup. Haideți să vedem dacă trecem mai departe. Diogo Jota are șansă foarte bună. Haideți să vedem. Un șut destul de bun, însă nu scrie. Jota, ce fază bună creată, dar apără Onana. Oh, ce fault acolo la Szoboszlai. Haideți să vedem dacă este un fault care se va plăti cu un cartonaș. Da, și se pare că lui Anthony îi se arată cartonașul galben. Șansă importantă, însă Van Dijk se bagă bine acolo și ne salvează bine Van Dijk. Vini, fază foarte bună creată, reușește Vini să înscrie și îl bate pe Onana acolo. Ține minte că am avut multe probleme cu Onana în meciuri anterioare, însă de data asta Vini îi bagă direct mingea în plasă. Totuși, oricum era și fault, deci s-a fitat penalty, însă noi vrem golul. Da, și suntem în repriza, un început foarte bun de meci, haideți să vedem dacă putem și repriza a doua să o ținem tot așa. Bine acolo, Diogo Jota, apă portarul, bă frate, nu pot să cred. Pasă foarte bună, șansă bună pentru Manchester United. Primim gol de la Rashford. Rashford reușește să înscrie, nu știu ce a făcut, s-a blocat, cred eu. Revedem faza, pasă foarte bună la Mount de la Anthony și, da, liber lăsat acolo Rashford. Hai să vedem, Diogo Jota. Diogo Jota, pe lângă portar, reușește acest gol foarte important. Diogo Jota marchează pentru Liverpool. Revedem faza, Diogo Jota se duce all out singur, trece de doi fundași și șutează acolo pe lângă portar. Salah foarte bine cu finesul, ce bară, incredibil, ce bară. Cazul e foarte importantă pentru Manchester United. Nu pot să cred. Se dă penalty. Minutul 83. A fost la minge. Refuz să cred. Este penalty, doamnelor și domnilor. Haideți să vedem. Nu reușim, nu pot să cred. Marchează Rashford din penalty. Presiune foarte, foarte mare pe Liverpool în minute față. Revedem faza șutului. Da, ne-am marcat bine, însă de data asta ne-am marcat sus în loc să ne-am marcat jos. Musiala, șansă foarte mare. Musiala reușește. Musiala în minutul 92 face 3-2. Musiala, noul transferat sezonul acesta, ne salvează pur și simplu. Cu ajutorul lui trece mai departe în Carabao Cup. Vedem faza, Musiala se duce all out singur. Nu poate fi oprit de nimeni. Șutul pe lângă Onana, reușește Musiala. Da, și se termină meciul. Câștigăm foarte bine meciul ăsta. Bine, trecem mai departe în Carabao Cup. Și se pare că ceva se întâmplă. Ce se întâmplă? Diogo Jota ne părăsește. Diogo Jota pleacă, nu pot să cred. What? Dar cum este posibil? Le-am blocat toate. Nu e, e imposibil. Wow, cred că are release close-ul. Nu pot să cred. Diogo Jota, jucătorul nostru de bază, strikerul nostru pleacă. Wow, Diogo Jota ne părăsește. Da, pleacă la City. Nu pot să cred, ce trădare. 129 de milioane pleacă la City. Pe bune, a? Nu e deloc excelent deal. Wow. Wow. Da, în locul lui se pare că s-a pus Gakpo, însă nu cred că vreau să continui cu Gakpo. Clar ne trebuie un alt atacant foarte, foarte bun, pentru că Diogo Jota era dintre cei mai buni jucători din lume. Era în prime-ul lui, practic. Și în momentul de față avem 171 de milioane și avem nevoie neapărat de un striker. Verificăm să vedem dacă mai avem release clause pe un jucător. Dar este bine, se pare că n-avem pe niciun jucător release clause. Da, deci cu banii aceștia trebuie să luăm un striker nou. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce striker crede voi că s-ar potrivi la echipă, pentru că n-am nicio idee de striker, efectiv n-am nicio idee. Poate să mai vindem pe Elliot și să mai scoatem puțin bani, ar mai fi o chestie, dar striker e bun, cum ar fi Mbappe, Haaland, sigur sunt peste 200 de milioane, că sunt foarte scumpi. Primim transfer de 65 de milioane de la Real Madrid pentru Van Dijk. Da, nicio șansă. Următorul meci este în Premier League contra la Crystal Palace, dar cred că acest meci putem să simulăm rapid. Haideți să vedem ce reușește să facă echipa noastră și... egal. Ok. Următorul meci este în Carabao Cup, este returul din semifinale
Însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Știu că episodul ăsta a fost cam scurt, dar chiar vreau să văd ce opinie aveți voi acolo în comentarii despre noul atacant pe care vrem să-l transferăm, pentru că chiar avem nevoie. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că ați fost deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări și să nu uitați să intrați în secțiunea de comentarii și să spuneți ce atacant credeți că s-ar potrivi la echipă în acei bani pe care avem. Eu am fost Andrei la Byte, v-am pupat, pa, pa!